Prostia omenească. Poveste de Ion Creangă. A fost odată când a fost, că dacă n-ar fi fost, nu s-ar povesti. Noi nu suntem de pe când poveștile, ci suntem mai dincoace cu vreo 2-3 zile, de pe când se potcovea purecele cu 99 de oca de fier la un picior și tot i se părea că-i ușor. Cică era odată un om însurat și omul acela trăia la un loc cu soacră sa. Nevasta lui, care avea copil de țâță, era cam proastă, dar și soacră sa nu era tocmai hâtră. Într-una din zile, omul nostru iese de acasă după trebi, ca fiecare om. Nevasta lui, după ce își scăldă copilul, îl înfășă și de te țâță, îl puse în albie lângă sobă, căci era iarnă, apoi îl legănă și îl dezmierdă până ce l-a dormi. După ce l-a dormi, stătuia puțin pe gânduri și apoi începu a se boci cât îi lua gura. Aoleu, copilașul meu! Aoleu, copilașul meu! Mama ei, care torcea după horn, cuprinsă de spaimă, zvârli fusul din mână și furca din brâu cât colo și, sărind fără sine, o întrebă cu spaimă. Ce-ai, draga mamei, ce ți este? Mamă, mamă, copilul meu are să moară! Când și cum? Iată cum! Vezi drobul cel de sare pe horn? Îl văd și... De s-ar sui mâța, are să-l trântească drept în capul copilului și să mi-l omoare! Vai de mine și de mine că bine zici, fata mea! Se vede că i s-au sfârșit mititelului zilele! Și, cu ochii pironiți în drobul de sare de pe horn și cu mâinile încleștate de parcă le legase cineva, începură al boci amândouă ca niște smintite de clocotea casa. Pe când se sluțeau ele, cum vă spun, numai Iaca și tatăl copilului intră pe ușă, flămând și năcăjit ca vai de el. Ce este? Ce v-au găsit, nebunelor? Atunci ele, viindu-și puțin în sine, începură a șterge lăcrămile și a-i povesti cu mare jale despre întâmplarea neîntâmplată. Omul, după ce le ascultă, zise cu mirare. Bre! Ba, mulți proști am văzut eu în viața mea, dar ca voi n-am mai văzut. Mă duc în lumea toată și de-o-i găsi mai proști decât voi, moiu mai întoarce acasă. Iar de nu, ba! Așa zicând, oftă din greu, ieși din casă fără să-și ieie ziua bună și plecă supărat și amărât ca vai de om. Și mergând el bezmetic, fără să știe unde se duce, după o bucată de vreme, oprindu-se într-un loc, i se întâmplă iar să vadă ceva ce nu mai văzuse. Un om ținea puțin un oboroc deșert cu gura spre soare, apoi răpede îl înșfăca și intra cu dânsul într-un bordeiu. Pe urmă iar ieșea, îl punea iar cu gura la soare și tot așa făcea. Drumețul nostru nedumerit zise: Bună ziua, om bun! Mulțumesc dumitale, prietene! Dar ce faci aici? Ia, mă trudesc de vreo 2-3 zile să car pot și tu ieși de soare în bordeiu ca să am lumină și nici că-l pot... Bre, ce trudă, zise drumețul. N-ai vreun topor la îndemână? Ba, el de coadă, sparge aici și soarele va intra singur înăuntru. Îndată făcu așa și lumina soarelui intră în bordeiu. Mare minune, om bun, zise gazda. De nu te aducea Dumnezeu pe la noi, eram să îmbătrânesc cărând soarele cu oborocul. Încă un tont, zise drumețul în sine și plecă. Și mergând el tot înainte, peste câtva timp ajunse într-un sat și, din întâmplare, se opri la casa unui om. Omul de gazdă, fiind rotar, își lucrase un car și îl înșghebase în casă în toată întregimea lui. Și acum, voind să-l scoată afară, trăgea de proțap cu toată puterea, dar carul nu ieșea. Știți pentru ce? Așa, ușile erau mai strâmte decât carul.
Rotarul voia acum să taie ușorii spre a scoate carul. Noroc însă că drumețul l-a învățat să-l desfacă în toate părțile lui, să le scoată pe rând afară și apoi iarăși să-l înșghiebe la loc. O, foarte mulțumesc, om bun, zise gazda. Bine m-ai învățat. Ia uită-te, dumneata, era să dărâm bunătate de casă din pricina carului. De aici, drumețul nostru, mai numărând un nătărău, merse tot înainte până ce ajunse iară la o casă. Acolo, ce să vadă? Un om, cu un țăpoi în mână, voia să arunce niște nuci din tindă în pod. Din ce în ce dau peste dobitoci, zise drumețul în sine. Dar ce te frămânți așa, om bun? Ia, vreau să zvârl niște nuci în pod și țăpoiul ăsta bată-l scârba să-l bată, nu-i nici de-o treabă. Că degeaba te trudești, nene, poți să-l blăstăm cât le-i blăstăma. Habar n-are țăpoiul de scârbă. Ai un oboroc? Da cum să n-am? Pune nucile în trânsul, el pe umăr și suiele frumușel în pod. Țăpoiul e pentru paie și fân, iar nu pentru nuci. Omul ascultă și treaba se făcu îndată. Drumețul nu zăbovi nici aici mult, ci plecă mai numărând și alt neghiob. Apoi de aici merse mai departe, până ce ajunsese ca să mai vadă aiurea și altă năzbâtie. Un om legase o vacă cu funia de gât și, suindu-se pe o șură, unde avea aruncat o leacă de fân, trăgea din răsputeri de funie să urce vaca pe șură. Vaca răgea cumplit și el nu mai putea de ostănit. Mă, omule, zise drumețul făcându-și cruce, dar ce vrei să faci? Ce să fac, mă întrebi? Dar nu vezi? Ba văd, numai nu pricep. Ia, hăramul ăsta e hămesit de foame și nu vrea nici în ruptul capului să vie după mine sus pe iastășură să mănânce fân. Păi stai puțin, creștine, că spânzuri vaca. Ia fânul și dă-l jos la vacă. Dar nu s-a irosi? Nu fi scump la tărâțe și ieftin la făină. Atunci omul ascultă și vaca scăpă cu viață. Bine m-ai învățat, om bun! Pentru un lucru de nimica era cât pe ce să-mi gâtui vaca. Așa, drumețul nostru, mirându-se și de această mare prostie, zise în sine, mâța tot s-ar fi putut întâmpla să deie drobul de sare jos de pe horn, dar să cari soarele în casă cu oboroc, să arunci nucile în pod cu țăpoiul și să tragi vaca pe șură la fân, n-am mai gândit. Apoi, drumețul se întoarse acasă și petrecu lângă ai săi, pe care îi socotim mai cu duh decât pe cei ce văzuse în călătoria sa. Și-am încălecat pe oșa și-am spus povestea așa. Și-am încălecat pe o roată și-am spus-o toată. Și-am încălecat pe o căpșună și v-am spus, oameni buni, o mare minciună.